Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat astăzi o nouă metodologie de formare și aplicare a prețurilor pentru produsele petroliere. Metoda urmează să fie aplicată din această lună ca urmare a unor schimbări legislative votate de Parlament la finele lui 2018. Astfel, conform noi componențe a ANRE, în continuare, petroliștii vor fi cei care vor stabili și vor modifica costul de comercializare cu amănuntul al produselor petroliere care va reieși din sumurile de cheltuieli aferente vinderii benzinei motorinei și gazului lichefiat în conformitate cu standardele de contabilitate aplicabile, incluzând o rată de venit anuală care nu va depăși 10%. Amintim că începând cu 2016, tariful produselor petroliere erau stabilite de ANRE odată la două săptămâni. Totuși, vara trecută a fost aprobată o nouă modificare, potrivit cărora agenția urma să fixeze prețurile plafon odată la trei luni, doar dacă erau înregistrate schimb mari pe piața internațională.